Pregătiți? Foarte pregătiți. Pentru 20.000 de euro, ghiciți vârsta! Wow! Wow! Mamă, mamă, mamă! Da. ridic puțin panou, așa-i? Așa, puțin. Mai mult, dacă okay, se poate. Puțin, ridicați-l, vă rog, puțin. Așa, după siluetă, cât îi dați? Opriți-vă. După deva siluetă. La 58 de ani, ai, 60. 50, eu zic că e 50. 50, oricum, cred că are părul alb. Cred că are, da, eu așa zic, că este un bărbat bătrânel. Bătrânel, nu bătrân, bătrânel. Dar după ce? Că nu-mi dau după seama, ce? Jur. Eu, după urechi. Cum da, după urechi? Tot, deci așa zic eu. Adică e un bătrânel. Instinctul meu feminin spune că domnul are până în 60, 62 de ani. Până în 62 de ani. Până. Așa după panou. Poți să ridici. Eduard spune că are vreo 30. Inflarea vârstei. Vă ajută... Nu mă ajută, bine. Vă ajută vocea, de exemplu? Adică se întâmplă să ghiciți vârstele unor oameni după voce? Rare ori. Rare ori. Da, rare ori. Ia să o încercăm. Ia să o încercăm. Așa, ușor. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci. Ia ridicați panoul. Ia ridicați panoul. Și pe mine. Dacă pleci. Cătălin Crișan, da? La mulți ani, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Și succes. Da. Domnul Cătălin Crișan. Auzi? Încep să am dubii. V-a spus da, voi cineva că e un om cu părul cărunt? Vorbesc serios acum. Nu. Nu știți de ce? Nu, l-ați eu așa în spatru... am zis. Eu așa am crezut. Și se pare că... E adevărat. Dar nu este bătrân. Aici m-am înșelat. Nu este bătrân. Nu are... Acum adrești busul eu. 60, da. Da. Nu are 60 de ani. Salut pe Cătălin. Salut, Cătălin. La mulți ani. Cătălin, da? Da. Vă dau variante ajutătoare, dați-mi voi estimare mie. Dați-mi estimare. 60 și cât ai zis? Nu, 60. Nu, nu, nu. Nu, nu, păi nu, 60. Nu, 49. 49. Ok, am luat varianta asta. 49. Cătălin, te rog să nu faci niciun gest. Te rog să nu trădezi nimic, Cătălin, nimic, nimic. 49. Star, știre sau Zoom, ce vă dau? Vă dau posibilitatea să vedeți mai de aproape pe Cătălin Crișan, vă dau o știre sau vă dau un star, o peletă? Nu e nevoie. Ce vă dau? Ce vă dau? Ce vă dau? Star? Să fie star. Hai, lasă după ea, că și așa ai tăcut tot timpul. Star să fie. Hai, star. Perfect, star. Hai, star. Star, adică o vedetă născută exact în anul în care s-a născut și Cătălin Crișan. Fiți atenți la indiciul ăsta. Excelent, îl știu. Cu Cuba Gooding Jr. are un moment senzațional cu Tom Cruise. Show me the money! Show me the money! Exact, exact. E, asta trebuie să faceți voi. Show me the money! Spune ceva, omule. Nu, e de aceeași. La realitate. Nu, e aceeași. Adică e de aceeași. Câți ani are Cătălin? 15 secunde din clipa asta. 47 sau 47? 48. 48? Da. 48. Lasă-mi. 48. 48 de ani. Da. Da. Cred că cam mulți. Tu zici că e cam mulți? Că-s mulți? Nu? 48. Da, 48. 3.000 de lei fiecare an ratat. Da. 3.000 de lei, Cătălin. Oamenii ăștia vor să-și cumpere un apartament de două camere undeva în Galați. Totul depinde de răspunsul tău, Cătălin. Uitați-vă bine la mine. Cătălin, tu ai 48 de ani pentru 92.000 de lei, da sau nu? Nu. Nu. Da. Of. 3.000 fiecare an greșit. 3.000 de lei fiecare an pierdut. Câți ani sunt pe lângă? Un an, 6.000 greșiți. Excelent! 6.000 de lei pierduți! Excelent! Wow, 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 wow. Ne-am uitat bine la tine. Wow.
2 ani ratați, ce parcurs extraordinar! Cât ai, Cătălin? 50! 50! Auzi, când mi-au zis că poți să mă vizai? Te rog, te rog! Când mi-au zis, după perdea așa, zice 60 și zic... Aoleu, ai zis, mamă! Am mai zis eu treaba asta, dar nu e glumă. A venit o doamnă la mine, pe stradă, foarte drăguță, foarte amabilă, m-a luat în brațe, m-a pupat și real. Și zice, domnul Cătălin, Cătălin Crișan, am copilării cu muzica noastră. Zic, dar câți ani aveți, doamne? 92. Mulțumesc, Cătălin, mulțumesc! Cu drag, mulțumesc!